greu, autorul golului. Trimite în centru, mingea este blocată, Daniel Ene centrează în fața porții și este 2-1 pentru Șepci. Sfântul Gheorghe, intrat pe teren în repriza secundă, iată, reușește să marcheze Dragoș Uiban, golul poate al victoriei și o victorie importantă pentru Șepci. Minutul 76. Spațiu acolo pentru Cuiban, Otilo Hodnok e în centrul careului, Cuiban trage gol, 2-0. Cuiban și Răzvan Greu, autorii celor două goluri marcate de Sepsi, jucătorii de flanc din linia de 3 din spatele. Diș, golului reușit pentru Cuiban, care centrează și e gol! Gol marcat! Greu, greu cu o centrare în careu pentru Cuiban, mingea în fața porții și este 1-0! 45. Manole. Mandone pentru Olteanu, Cuiban de altfel este faultat, jocul lăsat să continue, mingea este șutată și este gol, gol! Campioana trimite chiar în dreapta, atac promițător, Cuiban continuă, centrează Cuiban, Hadnagy, gol! Marchează din nou un prelungit. Foresta Suceava a fost 5-1. Foresta a venit cu foarte mulți. Oliva. Trare pe 6 metri. Ivan. Pe motive. Octavian Vasile, jucător de 26 de ani. Diferența totuși destul de mare între prima ligă și a doua încă e destul de mare. Și n-ar fi asta neapărat. Olteanu, minge înaltă, pe care Ursu i-o trimite lui Cuiban. Herea reușește să rămână la minge. Cuiban trece de Steliano Filip. Nu se descurcă fundașul Concordiei. Cuiban. Foarte bine, se întoarce Cuiban. În pauză și la final aveți un discurs special cu Vali Moraru și invitații săi. Am dat și părerea lui Domnul Cuiban. Perfect. De acum s-a dus în jocul careului. A reținut minutul în pauză 1-3. A fost o lansare pentru Rădescu. Dar a reușit să intercepteze acea minestească în acest stadion. În condițiile în care arena nu e ceva. Cuiban cu dreptul. Fotbaliști echipați în alb și roșu. Între picioarele lui Nova, Cuiban, fendă din corp, trage cu stângul! De 21 de ani, o schimbare între doi jucători, eligibil pentru naționala sub 21 de ani, Răzvan Greu, care a împlinit 22 de ani, însă în continuare... Nu iau cum să bate. A bătut lung, înalt, dar... Minge, să-l urmărim aici pe Cuiban, se duce spre careu. Cuiban, Hadnagy în careu. Cuiban! El s-ar putea să joace totuși. Hadnagy în centrul atacului. Iată pe șeptarul Vlad Bujor. Atacant de meserie. Cuiban, foarte bine, accelerează Cuiban.
Răzvan Ghinescu și a trimis direct în brațele lui Nick Zuli în viteză și va fi Manole pentru Olteanu. Huiban de altfel este faultat, jocul lăsat să continue, mingea este șutată și... Vreme aceste intervenții, minge respinsă de Damian Huiban. Încearcă să grăbească acest lucru. 5 formații pentru 2 locuri. Va fi foarte interesant. Mai sunt multe jocuri până la final. Acum Huiban, din nou Huiban este în careu, încearcă să plaseze balonul. Dacă l-a atins, putea fi penalti. Nu mi-am dat seama nici după a doua reluare, ci drept, dar poate fi penalti acum. Și într-adevăr, de data aceasta, Hodnachie a pierdut. Tudoran nu se descurcă. Din nou recuperarea lui Ghinga. Huiban cade Hodnachie, care în acest final de repriză trebuie să reziste pentru a pleca cu toate cele 3 puncte de aici, de la Suceava. Excelent Huiban, o piruetă acolo și scoate. Huiban ține de balon, Huiban se duce în colțul careului atacat de Masela. Huiban până la urmă reușește să centreze cu capul mingea. Produce un fotbal de calitate, un fotbal evident care să și goluri, un șut de la distanță, puțin trimis în jocul careului. Această execuție de partea lui Dumitrașcu. De fault, aici este, cred eu, și cartonaș galben. Prima bol de durere pe figura lui Răzvan Greu. Venilor. A fost o deviere cu capul al lui Herea. Ce sezon bun are fratele lui Ovidiu Herea. 14 frumoasă această pasă și eficientă dată de Isa. Pentru Huiban a intrat în careu. Huiban, centrare central, de la Juventus, Isa, Huiban, va pe stânga, va pe dreapta Huiban, această primă repriză, ce bine accelerează Huiban, centrare, Papaghi venise la colțul. Spre care s-a spus că a fost urmărit chiar și de echipe din Liga 1, un fotbalist interesant, acest Nița Diao, tot el la balon, încearcă o pasă. Ar trebui să avem un meci mai animat după acest gol al Astrei, combină Otilo Hodnog. Pasa pentru Sepsi trebuie să bată, totuși când întâlnești echipa de pe locul 15. Atenție aici, Amaghi, reacca peste 20 de grade. Va fi mai bine din acest punct de vedere, din punct de vedere termic, va fi mai bine în repriza a doua centrare. Aici mingea lovește bara. Minge trimisă scurt, Hodnog, ce frumos combina aici cu Minciună, ce schemă frumoasă, încă nu s-a terminat faza. Huiban, Braciu greșește și dă mingea oaspeților, 30 de minute până de la începutul acestei partide. Să-l păcălească și pe Gurduiuș. Continuă forcing-ul celor de la Șepș, Huiban, șut peste poartă însă a lui Greu. Petis, frumoasă această pasă a lui Tia pentru Fiulo. Continuare în dreapta, Huiban centrează, dar Balau respinge în foarte departe, Nicolici. Ghinga a ieșit burlacul, fundaș central, vom vedea. Sau fundașul dreapta, Răducțoiu. Hodnog, într-o poziție care îi convine, s-au dublat însă foarte bine fundașii lui Șef și pasă de urmărire aici și greșeală. Un șut cu pământul trimis de Laurențiu Bențer din lovitură liberă. Contraatacul oaspeților, o pasă între... De calitate la jucători tineri. Oh, ce trecere frumoasă aici a lui Huiban. Să vedem și centrarea pentru Răzvan.
încearcă să accelereze. 3 minute de prelungire, Cuiban câștigă teren, Cuiban intră în careu, Cuiban centrare bună, Camora reușește să resping. Placul stâng. Și acum pe un atac foarte bun, o pasă pentru Greu, este în careu, însă și închide unghiul și jucează. Ar trebui să avem un meci mai animat după acest gol al Astrei. Combină Otilo Hodnog. Pasa pentru Patrick Petre, are viteză mai bună aici Patrick Petre. Jocul continuă, deși au cerut hands cei de la Astra. Petre așteaptă și... Foarte interesant. Mai sunt multe jocuri până la final. Acum Cuiban, din nou Cuiban este în careu, încearcă să placeze balonul din nou. 10 secunde, are 69 de puncte. Promovată centrarea. Acum o reluare periculoasă a lui Cuiban. Periculos șuturile sale de la distanță. Cuiban, mai vine o centrare în careu. Vătavu este defășit la acest...